găsit la o nouă ediție a emisiunii Efervescent. În seara aceasta, invitată este actrița Ala Cebotari, care ne-a mărturisit că meseria de actor păpușar nu este deloc ușoară, însă foarte incitantă. Și asta pentru că te ajută să rămâi în lumea copilăriei și a poveștilor. Ce alte lucruri ne-a mai mărturisit olteanca de peste Prut, așa cum este alintată de către craioveni, o să aflați în această seară. Suntem într-un loc unde sunt convinsă că foarte mulți și-ar dori să fie, să lucreze. Și asta pentru că, pe de o parte, sunt foarte mulți copii, noi avem acum lângă noi, foarte mulți copii frumoși, drăgălași, iar pe de altă parte sunt foarte multe păpuși, foarte multe, foarte frumoase, păpuși care atunci când urcă pe scenă, ele prind viață. Și asta datorită unor oameni minunați, talentați, iar unul dintre acești oameni este aici lângă mine. Bună ziua, doamnă! Și mulțumim că ne-ați primit aici, în casa dumneavoastră. Atât de frumoasă, da. Și atât de colorată. Primitoare, nu? Da. Bine ați venit în ospeție la noi și în acest sediu minunat al Teatrului Colibri din Craiova, unde noi de fiecare dată vă primim cu plăcere. Mulțumesc pentru această solicitare și că îmi dați ocazia de a vorbi despre meseria mea, despre mine și despre publicul nostru minunat. Am o curiozitate în ceea ce privește pe toți actorii teatrului de copii și tineret sau pentru cei care lucrează cu păpușile. Noastră când plecați dimineața la job, spuneți, mă duc la serviciu sau mă duc să mă mai joc un pic? Nu poți considera această meserie un serviciu. Serviciul înseamnă un lucru pe care îl faci, zic eu, bătut în cuie, de la o oră anumită până la o altă oră. Și acolo ai trasat clar niște sarcini pe care le ai de făcut aproape automat sau mecanic, câteodată le faci, da? Ei, la noi această meserie în fiecare zi trebuie să te gândești cu ce poți veni nou, să te reinventezi pe tine, să te regăsești. Acesta este actorul. De fiecare dată trebuie să fie altceva, altcineva și să te întreci pe tine însuți. Cum v-ați lipit dumneavoastră de această lume a lumea ludicului, lumea jocului? Ce poate fi mai frumos decât să te joci o viață întreagă și prin acest fapt să descoperi, dar totodată este o joacă serioasă care implică multă responsabilitate, pentru că noi ne jucăm alături de copii, ne jucăm pentru ei și trebuie să rămână cu ceva bun din această joacă. Eu sunt cea care dintotdeauna mi-a plăcut să promovez frumosul, să aleg dintre bine și rău sau frumos și urât și toate celelalte lucruri, să aleg tot ce este bine, frumos și să transmit mai departe generației care ne urmează. Pentru că așa cum noi îi formăm, așa îi vom avea. Vin copiii la teatru? Mai vin copiii la teatru? Vreau să vă spun că este de fiecare dată o bucurie pentru noi să vedem că sala este plină sau să constatăm că jucăm cu casa închisă. Este cel mai frumos lucru și am avut această ocazie de a mă bucura la ultima premieră a acestui teatru, Gogoașa și Năzdrăvanul Petrișor, unde mi-am adus aportul la această premieră prin scenariul și atât regia cât și jocul actoricesc pe care îl susțin în acest spectacol. Vorbiți-ne un pic despre această Gogoașă. Pentru că da. Mi-a spus mai înainte că
Este ceva așa, o combinație, muzica din... Da, trebuie în primul rând să mulțumesc pentru încredere teatrului. Ce se întâmplă? Eu am absolvit secția regie actorie la Academia de Arte Chișinău, un institut foarte serios și care scoate pe bandă artiști foarte buni și mă bucur că mă număr printre promoțiile acelui institut și pentru faptul că am susținut, am învățat, am terminat și regie, aceasta mi-a dat un entuziasm de a încerca și în această latură. Cu toate că sunt actriță de peste 20 de ani în teatru, de ce să nu încerc și acest lucru? Am purces la acest spectacol pentru că mulți cunoașteți probabil povestea Turtița Năzdrăvană. Da, este din aceeași poveste, o poveste rusească veche, cum preluăm, bineînțeles, și din alte povești, Pinocchio, de exemplu, sau Buratino, și le aducem și pe scenele noastre din România ca să vadă și copiii noștri. Aceste două povești populare rusești, am făcut un scenariu, am textul și versurile cântecelor, după care am solicitat un compozitor, pe Alin Macovei, căruia îi mulțumesc pentru că a fost o colaborare excepțională. Muzica este foarte antrenantă și cu acel iz rusesc, da, care nu te slăbește din aplauze, iar copilașii atât așteaptă. După care am colaborat pe parte de scenografie, ceea ce vedeți aici, această coloratură, acest decor foarte frumos, de tânăra scenografă Iulia Goanță. Ce să vă spun, că și cei doi actori cu care am colaborat în spectacol, cu Daniel Mirea atât și cu Emanuel Popescu, ne-am înțeles de minune, au venit fiecare cu ce au crezut că este de bun augur și servește spectacolului. Este o joacă, de asemenea, avem mai multe personaje. Eu, de exemplu, am vreo 3-4, ceilalți colegi au câte 2-3, trebuie să ne schimbăm în timp, când eu apar în scenă, cineva trebuie să susțină în spate acea păpușică sau ce este, sau decor. Și uite, așa s-a produs lucrul la acest spectacol. Am colaborat foarte bine și cu cei doi sonorizatori de la noi, atât pe lumini cu Laur Milici și Costi Bârțan. Chiar a fost și s-a făcut într-un timp record acest spectacol, nici o lună de zile, pentru că, într-adevăr, eu aveam toate puse la punct, aveam în cap toate ideile și atunci a mers foarte, foarte repede. Pentru cei care
nu știu cu ce se mănâncă această meserie, poate, nu știu, au impresia că este ușor să mânuiești o păpușă. Da. Cum este? Cât este de greu? Asta ar trebui să întrebați chiar colegii dumneavoastră jurnaliști. Știți de ce vă spun acest lucru? Pentru că mi-amintesc că acum câteva săptămâni a fost ziua marionetiștilor, da? Martie, pe data de 21 martie. Și au venit foarte mulți jurnaliști, ne-au luat interviuri tuturor actorilor și noi, actorii... Nu spuneți că i-ați trecut în spatele... I-am trecut în spatele... Da, noi am trecut în spatele camerelor și ei au trecut în fața camerelor cu păpușile noastre. Da, și a fost o experiență foarte plăcută să guste puțin din deliciul meseriei noastre. Și cum este să mânuiți, să dați viață unei păpuși? Că până la urmă nu o mânuiți, îi dați viață. Păpușa aia prinde viață. Bineînțeles, pentru că noi, sau eu, actorul, trebuie să mă transpun prin textul care este și ceea ce vreau să exprim cu acel text, trebuie să transpun în mișcarea păpușii și să o fac să fie vie, da? Deci fiecare cuvânt poate că implică mișcare, nu este neapărat de fiecare dată. Poate pe o singură propoziție, de exemplu, să faci o singură mișcare și să fie suficient să, ca păpușa să transmită ceea ce actorul a vrut să spună. Da? Nu este ușor, dar nu este nici navă cosmică, cum spunea un coleg de-al nostru. Totul se poate realiza dacă tu pui suflet prin acel obiect pe care îl animăm, pe care îl animi. Cum este relația cu publicul? Publicul care este puțin neobișnuit, adică nu este acel public obișnuit de o anumită vârstă. Sunt micuți, de la 3 ani? Da. Ce să vă spun? Depinde de spectacol, relația cu publicul. Sunt spectacole interactive, acolo unde noi relaționăm direct cu ei. Sau avem pauze în spectacol, când pur și simplu îmi scot masca de pe cap și atunci intru într-un dialog cu copiii. Ei îți răspund la toate întrebările, bineînțeles, pe măsura întrebării tale, de aceea trebuie să știi foarte bine ce întrebi. Câteodată sunt întrebări spontane. Există, pentru că ei ne provoacă. Eu, de exemplu, am un spectacol Albă ca zăpada, unde sunt Regina cea rea și acolo este absolut minunat, mai ales când spectacolele sunt pe viu, da? Care nu depinzi de înregistrarea pe bandă, atunci îți permite să faci orice cu ei, dar nu trebuie să uiți că rolul tău trebuie să continue, pentru că ei pot să te tragă într-o zonă la care nu te aștepți. Faci acest dialog cu ei, le faci pe plac, să zicem, într-un anumit mod, dar nu trebuie să-ți ieși din rol și să continui ce trebuie să urmeze. Cum reacționează ei la aceste personaje negative? Vreți să vă spun o întâmplare foarte interesantă, spuneți-ne. Tot vis-a-vis de acest spectacol, și am mai spus-o pentru că este într-adevăr memorabilă, când eu susțineam, aveam mărul în mână și mă duceam la Albă ca zăpada să o otrăvesc și spuneam, de data asta nu mai scapi tu, comoară de frumuseți. Din sală aud un copilaș că îmi zice: dacă o ucizi pe Albă ca zăpada, te sparg. Vă dați seama că a trebuit să înghit râsul, râsul care mă pufnea și mi-am și imaginat că o să ies pe trepte și o să mă pomenesc o piedică. Da.
Sau le mulțumesc părinților, cei care atunci când ieșim din teatru, ei spun, uite, uite pe doamna, a fost regina cearea. Vezi, mama, este un om ca toți oamenii, a fost doar un rol, nu este atât de rea. Bineînțeles, pe urmă am alt rol în Contesa Carabos din Frumoasa din Pădurea Adormită, acolo iar numai tunete și fulgere din partea mea. Dar mă bucură foarte mult când părinții apreciază jocul actoricesc și îndrumă copiii, adică ei urcă după spectacol, urcă pe scenă, vor să te atingă, vor să te îmbrățișeze, vin cu flori la tine și de multe ori am surpriza cu tot rolul meu negativ să vină și la mine cu flori, că de obicei copiii se duc numai unde le place, actorul care a fost ok, la zânuțele bune sau nu știu ce. Ei, părinții încearcă și să le explice copiilor că sunt doar roluri. Seara, când se întunecă... Mă duc pe întuneric. Să nu te vadă pești. Să nu mă vadă. Mătră, cum să cred eu așa ceva? Se poate, nu vă cred. Vai, pe cuvântul nostru, nene! Pe cuvânt, nene, așa a fost! Da? Vulbea, nu-i deloc cum pare! Poate a mea va fi lumea la și din balta am să vă scot. Plec! Acum, plec la pescuit. Prea de mult ca să mai știu eu ceva. Prea de mult ca să mai fim supărați pentru asta. Și apoi, în pădure, dar și la zoo, toți trebuie să se înțeleagă. Ce roluri aveți așa mai aproape de sufletul dumneavoastră? Mie toate-mi sunt aproape. Toate-mi sunt aproape pentru că atunci când intru în spectacol sau când ești distribuit într-un rol, tu muncești foarte mult. Le treci prin tine, îl treci acel rol, prin mintea ta, prin inimă, prin suflet, deci prin mâinile tale. Ele încep să facă parte din tine și atunci pe toate le simt foarte aproape și foarte bine. Chiar și am un rol de hoț. De exemplu, în tandem cu o colegă de-a mea, suntem doi hoți în spectacolul Cântăreții din Bremen. Da. Până și acela, cu toate că sunt mascată, cu un ciorap pe cap, cu o căciulă, cu nu știu ce, sunt... și acela este un rol educativ, căci până la urmă acești hoți sunt prinși și, bineînțeles, și batjocoriți de animalele, de pisică, de măgar, de cățelul din acel spectacol. Și provoc râsul. Ei, toată lumea rămâne mască la final, publicul, când eu îmi dau ciorapul de pe cap și devin o doamnă cu părul blond, îmi scot burta și uite așa sunt deja altcineva. Îmi place foarte mult Vulpea din Pinocchio. Este un rol frumos, un rol jucăuș, un rol de compoziție. Am lucrat foarte frumos cu familia Pepino la acest spectacol, cu Cristina, care din păcate ne-a părăsit. Pepino și domnului Cristian Pepino îi mulțumesc și pentru ultima colaborare în Frumoasa din Pădurea Adormită. Și îl mai așteptăm, bineînțeles. Am lucrat foarte frumos, de asemenea, cu Cristian Mitescu în Vrăjitorul din Oz, un spectacol de referință al teatrului nostru. Acolo am două roluri interpretez,
să-i spun așa, zâna de la miază zi, care o îndrumă pe Dorothy spre pe cărarea în orașul vrăjitorului din Oz. Ce bun ești cu mine, papa! Uite, îți promit că astăzi mă duc la școală și învăț tot, tot, tot. Și mâine mă duc la servici și o să câștig bani mult și o să-ți iau o hăinuță. Și felul 3 avem una grande gelata con dulcezone di piersicone. Mâinile sus! Sus! Amândoi! Și mai tot! Mâinile sus! Sus! Când cineva la une caz mă cheamă eu, vin la minut, mereu sunt gata și sunt treaz. Cu asta, tot vrea să te duci la școală, așa ca toți ceilalți copii. Copii, n-a văzut cineva pe Pinocchio la școală? Adevărul e că eu la școală n-am prea fost deloc. În țara aceea minunată nu te cheamă nimeni în casă. Te joci toată ziua și noaptea toată și de mama sau tata poți pasă. Am se lăsa la îndemâna copiilor. Adică efecte secundare creșteau lentilor. Dar tu ești un măgar total. Și tu ești măgărisim. Vreau în câteva cuvinte să ne întoarcem la... Nu să ne întoarcem, să vorbim despre o altă pasiune. Pentru că dumneavoastră nu sunteți numai actor. Atunci când părăsiți scena, urcați pe o altă scenă. Da. De unde pasiunea asta pentru muzica populară? Nu numai populară, eu interpretez eu interpretez mai multe genuri de muzică. De fapt, sunt actorul care vreau să, prin vocea care mi-a lăsat-o Dumnezeu, încerc să-mi exprim și alte sentimente. Aici sunt o norocoasă, pentru că mulți ar vrea să cânte, dar nu toți le este dat acest lucru, sau pur și simplu poate nu ai șansa, ai nevoie și aici de un pic de îndrăzneală, să-ți urmezi sfatul inimii, să zicem așa. Am avut și am acest noroc pentru că eu mă trag dintr-o familie de artiști, de muzicanți, de fapt nu neapărat artiști care au slujit pe scenă, dar tatăl meu a cântat și toți unchii mei și așa, frații mei de asemenea sunt toți la școli de muzică. Aveți o viață foarte interesantă, toate lucrurile se leagă de altfel, muzica, actoria... Da. Nu pot decât să vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut și faceți în continuare. Sunt foarte multe de spus. Însă sper să ne întâlnim și cu altă ocazie. Cu tot și dragul. Să vorbim și ce nu am reușit să vorbim. Și despre alte piese pe care probabil o să le puneți în scenă. Și despre unde o să jucați piesele în care o să jucați. Și jazz, ați cântat și jazz. Da, ei, pe lângă toate aceste lucruri, am crescut și doi copii frumoși și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că este un dar excepțional să lași în urmă, să dești un pom și să crești un pui de om. Doamna Ala Cebătari, eu vă mulțumesc mult de tot pentru această mică discuție, interesantă de altfel, și vă urez spor în tot ceea ce faceți. Mulțumesc foarte mult și eu le doresc spectatorilor postului de televiziune Alege TV multă sănătate, să avem, să ne bucurăm de sărbătorile pascale cu multă, cu bucurie și cu un suflet mai bun, mai cald și ce să vă spun, să dăruim iubire în jurul nostru.
Atât pentru această seară, eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră pe Alege TV. Sărbători binecuvântate alături de cei dragi!